O mașină a căzut în această dimineață de pe podul IPMC din Constanța. Potrivit primelor informații, autoturismul era condus de un tânăr în vârstă de 25 de ani care a pierdut controlul volanului și s-a răsturnat cu mașina de pe pod. La locul accidentului au ajuns imediat mai multe echipaje de la poliție și pompieri SMURD. Dimineața am fost solicitat să intervenim la un accident rutier. La fața locului s-a deplasat de îndată un echipaj de prim ajutor și un echipaj din cadrul Serviciului Județean de Ambulanță Constanța. Este vorba despre o victimă conștientă, cooperantă, neîncarcerată. Acesteia îi se acordă primele îngrijiri medicale la fața locului. Polițiștii fac acum cercetări pentru a afla cum s-a produs accidentul.